Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe pagina Olhionia, o echipă sportivă care joacă fotbal în fiecare luni și joi, dar și la diverse turnee printre amatori. Așadar, împreună cu partenerul nostru, Zugo, am desfășurat un nou concurs, iar în acest moment va avea loc tragerea la sorți. Este data de 26 martie, așadar am promis că vom efectua tragerea la sorți la 25 martie, dar din motive fizice și tehnice nu am reușit acest lucru. Oricum, câștigătorul va fi anunțat acum, va fi ales aleatoriu. De altfel, ca și la toate celelalte concursuri organizate de Olhionia, totul este transparent, înregistrat video, iar uneori chiar transmis și live. Așadar, ați avut posibilitatea să participați la acest concurs și să câștigați un abonament la meciurile de pe teren propriu ale echipei Zimbru și Zimbru 2. Condițiile concursului au fost afișate în descrierea acestei poze, așadar prin platforma fanpage Karma Winner vom desemna câștigătorul. Asta în condițiile în care a îndeplinit toate cerințele. În caz contrar vom alege un alt câștigător. Așadar, premiul va fi înmânat Caterina Katy. Să vedem dacă a îndeplinit condițiile concursului. Caterina Katy. Concursul a fost postat la 19 martie, poza de concurs. Așadar, vedem în cronologia Caterinei concursuri. Este o vânătoare a concursurilor, probabil. Vânează premiile puse la bătaie de mai multe pagini. Așadar, vedem dacă a distribuit public poza. Adevăr, la 21 martie a distribuit public poza de concurs Zugo. Vedem acest lucru. 21 martie 15:29. Like a reușit să, pentru că fanpage Karma Winner desemnează câștigătorul din cei care au apreciat poza, așadar 60 de persoane și Caterina este una dintre ele. Și în cele de urmă să vedem dacă a reușit să aprecieze și pagina Olhionia. Va dura ceva timp până vom verifica acest lucru. Să încercăm acum. Da, într-adevăr, iată, Caterina Katy a apreciat pagina lunea trecută. Așadar, Caterina Katy este câștigătoarea abonamentului la meciurile de pe teren propriu ale echipei Zimbru și Zimbru Chișinău. Zimbru Chișinău și Zimbru 2. A rămas să îndeplinească like la pagina Zugo, o altă condiție care va fi verificată de partenerii noștri de la Zugo. Așadar, O felicităm pe Caterina cu acest premiu. Prieteni, rămâneți alături de Olhionia, pentru că chiar în aceste zile dispută concursul pentru un tricou original al echipei Steaua București, un tricou dorit de mulți și care valorează circa 100 de euro. Au rămas doar câteva zile până la încheierea concursului, până la tragerea la sorți, așadar rămâneți alături de Olhionia, jucați fotbal și participați la concursuri. Baftă!